Ce emisiune am și eu deodată. Dar ei, pentru că n-ai cum, dar și nu poți să arăți chiar exact cum ești tu în pat la bucătărie. De exemplu, eu spun, a fost odată ca în povești, dar unde e, mă? A fost ca niciodată, dar unde e, mă? Nu e frumos, nu e frumos, tu am ferești. Ei, tu, eu lasă alții, tu stai aici, e liniștită, știi? Am părință să nu ai păreri diferite în sensul ăsta. Îți dai seama, așa o vinovăție, da? Că tu ai strigat de la copil și tu sunt vinovat. Mamacita, mamacita, que bonita. Dragi mămici, după o lungă călătorie în toată Europa cu Teatrul Național Mihai Eminescu, eu am revenit acasă și filmăm o nouă ediție Mamacita cu noul nostru partener Unic. Aici la Unic, la etajul 5, găsiți tot de ce aveți nevoie, de la haine pentru nou-născuți până la adolescenți, pe toate gusturile, culorile, așa că copiii voștri o să fie răsfățați cu haine cool, stilate și mereu o să fie în trend. Eu, apropo, am pus ochii pe o geacă pentru Drago, foarte stilată, deci să se vadă de departe. Copiii, apropo, trebuie să îmbrăcați cât mai colorați ca mașinile, să le vadă de departe și să nu se întâmple accidente sau altfel de pericole. Atunci când mă văd cu oamenii dragi, am un obicei să le ofer un cadou și Titania, invitata mea de astăzi, care abia aștept să o văd, are și ea o mică surpriză, dar nu pentru ea, este pentru fetița ei. Este un ulei cu multe vitamine. Acest ulei este ideal pentru copii pentru că întărește imunitatea, pentru că are omega 3, vitamina A, D și E. Așa că, dragi mămici, este o sursă sigură pentru virozele de iarnă ca să scăpăm cât mai repede de ele. Stintilniesc! Trebuie să am colași, pâine și sare. Zreaiu nu mi-a luat geaca. Vai, ce frumos e! Știam să fac și eu așa, zic hop! Mai poți? Da. Mai. La noi e asta și la tine se începe emisiunea, băieți, clac, clac și gata. Da, dar da. La mine e altfel. La mine emisiunea poate să înceapă, nici n-ai să-ți dai seama. Pentru că eu, de regulă, nu prea intru o ordine astea super sofisticate. Recunosc, mai am emoții o leacă, pentru că când ai un invitat ca Tania, ca Titania, bună ziua, băieți. Bună ziua tuturor. E etajul lor. E etajul lor. Da. Eu mă gândeam, zic, blin, vine Tania, ce cum fac, ce fac? Hai, mai când ești cunoaștem de viață, când eram fete mari, nici nu avem copii, când ne știm noi. Da. Eu a fost mentorul meu la radio, care a stat lângă mine, a avut grijă. Nu mentor, dar... Na, nu bine, că a fost experiența nu tare mare, dar a fost... Asta încă înainte de a lucra la Jurnal TV. Da. Era primii pași în mass media. Ești, fostez. De atunci, acum am avansat tot. Noi vezi că tot aberăm, eu mai ales aberez. Asta este un cadou pentru, nu pentru tine, dar pentru fata ta. Crede-mă. Emma, o să se bucure. Eu le-am dat copiilor mei din ăsta peștișor Mollers și știu că e tare bine interes comunitatea. Asta sunt partenerii noștri și au grijă de copiii noștri. Da. Ok, mersi frumos. Vezi? Mai, dar eu n-am văzut până acum, eu nu-i dau așa ceva. Nu, eu... mic, scump. Chiar asta stai, pentru că scump, dar bun. Am văzut ceva nou, da, de la Mollers. Nu, și trebuie să fac cu dânsul? Ai să le dai, deja să iei în instrucțiune, dar de regulă îți dai câte o linguriță până înainte sau după. Eu le-am dat peștișori. Ei scumpi, dar răzbuni, pentru că Cassandra avea anul trecut imunitatea zero. E că știi și asta? A fost din noiembrie până în martie, a fost mai mereu bolnavă și... Nu, ia despre copii vorbim. Tu îți dai seama? Da-ți o leacă când am... Ce înseamnă neprofesionali? Că nu, am pus... A, dar și eu trebuie. Uf! Durbalăș... Durbală și story. Dacă faci băiet story, ce să fac? Nu. Tu nu mai trebuie să... Adică are și să-ți fac content, știi? Tu nu mai faci distribuire și gata. Da. El mă bagă în tot story-ul și eu zic, dar și cat e un story-ul ăsta, deși tu ai stă... Dar vreau poate interesant. Da. Mă vară. Nimic. Pentru toamna asta, nimic din ce rămas. E la școală deja? Nu, eu n-am dat. A, tu ca la mine ai hotărât că faci zero sau pregătitoare? Eu am făcut 6 pe 9 august și prea devreme. A, da. Las un an, mai ales că toată grupa ei a rămas. Dar noi am început, da? Noi trebuie să stăm la vorbă, da? Da, noi stăm la vorbă. Dar cum a fost, măi, în turniu? Cum să vezi să-ți transformi mamazita, da? Hai să revenim la oile noastre, da. Prima întrebare. A zis, Titania. Dar ție cum îți place să zici? Tania sau Titania? Eu sunt Tania. Tania Suruțel. Titania e proiectul.
Da, eu sunt Tania. Și aici tot că avem un blitz, pentru că eu o cunosc pe Tania în surățelul, dar mamele noastre nu o cunosc. Adică știu că se uită. M-am oprit o mamă afară. Și o bucurie frumos. Frumos. E fain când lumea te... Da. Nu știu dacă tu ai sindromul ăsta vedetismului, da. Dar e plăcut când un feedback din partea... Noi avem așa un blitz scurt pe doi. Și prima întrebare chiar a fost și asta. De unde pseudonimul Titania? Fica mea, că apropo, e mama sită și de copii, fica mea îmi spunea Tatiana auzea eu cu cheam pe mama și ne-am mutat la București și acolo toată lumea spunea Tania, anume cu ei, Tania. Ah. Și capul ei... S-o forma la alte, așa că pe mine mă cheamă Titania. Serios? Asta e numele pus de Emma, avea vreo 2 ani, nu vorbea bine, încă 2, un an, 8 luni, așa că... Și ea spunea, vezi, Tatiana și Tania, da. Nu spuneau ei din la București, okay. Tatiana, Titania, așa au zis fiica mea, Emma, prima dată. Și după asta era clar, când a făcut jingle-ul, a făcut Cornel. Aha. Uh-huh. Soțul meu și tata lui Emma. Și tu de ce nu ești? Și când a făcut, la final era vocea ei, era din Titania. Asta e vocea mea prelucrată. Titania, asta e vocea mea, dar e prelucrată, dată așa la efect extrem de gros, știi? Și la urmă era Titania. Da, s-a șters-o până la urmă. Era prelung. Da. Și în general, nu-mi place când intră urle la emisiuni slungi. Ei, dar până a devenit tu Titania, ai fost și Tania. Unde s-a născut Tania? Tania s-a născut în satul Măcărie, știi, pe malul Prutului. Da, satul Măcărești, Ungheni. Apoi și eu lucruri Ungheni. Noi, dacă sincer, nu, n-am știut. Satul Măcărești era Ungheni. Deci tu duceai des la scaldat, înțeleg? Măi, nu, că am avut o tragedie când eram eu în clasa 4-a, a murit în verișor de micul sunecar. Și de atunci mama, evident, când mi-a dat voie la nimeni să ne scaldăm în prut. Eu nu știu nici până acum încoace am învățat să not mai bine, știi? Dar deci, așa nu, adică eu și faptul că sunt la prut, nu ești legătură între faptul că știu să înot sau ceva. Că de regulă cei care sunt lângă Nistru, lângă Prut, ei sunt familiarizați cu asta și nu... Da, dar asta și nu ne-o dă voi, mama. Ți-a lăsat amprentă în memoria ta, iată așa, când erai copil? Nu, dar țin minte, fiind de clasa a doua sau a treia, nu țin minte exact, țin minte că în vară și am primit 9 ani, Slavic, verișorul meu, venit la mine la ziua mea de naștere și el s-a necat și pe dânsul nu-l găseau, vreo 3 zile nu l-a găsit. Măi, și emisiune, am început deodată. Dar ideea e că, o trecut timpul, nu vorbesc dureros, dar ideea e că eu țin minte despre mine, eu eram fetiță, mie mama ne-a cumpărat, el a murit în august, și mama ne-a cumpărat un sarafan. Dar noi și hainele când eram noi mici, aveam una tătanu. Și mama ne-a cumpărat un sarafan foarte, wow! Și eu vorbeam cu Dumnezeu în cap. E că eu ne amintesc de discuția mea, de mititic, eu spuneam, Doamne, dacă l-a dus și viu pe Slavic, apoi îți dau sarafan. Sunt chipii așa gânduri de copilaș și le țin minte. Vreo 9 ani, 9 ani aveam. Da, astea sunt momente care te marchează. Și legate de prut, că niciodată n-am notat în prut, nu m-am scăldat în prut niciodată. Și în general erau legende când eram la mititică. Prutul noaptea urlă, nu urlă, dar era că murmură. Nu îmi minte exact cuvântul ăla, era un cuvânt grav. Că el vrea carne de om. Ce nu știi legende de astea când erau mititică? Nu, la noi erau cu mâna neagră din fântână care apare. Așa, deci la noi era, noi n-am avut prut pentru că eu sunt mai la nordul ăla, că eu sunt am Nistru, dar bine, trebuie să ajung până la Nistru, trebuie să mai trec vreo câteva sate până ajung la Nistru, dar n-am avut astfel de istorii, dar e adevărat cu scaldatul nici eu nu m-am băgat pentru că am avut marele nenoroc să văd oameni care au avut altfel de istorii mai triste. Așa că trecem gata această tragediile. Etapă. Lăsăm tragediile și trecem la mame și la mai departe la... Da, nu, la joburi. Câte joburi ai avut tu? Și ce... Bine, eu cunosc radio. Radio, da. Măi, să știi că este chestia asta că și îți pui în gând, da, manifestare, devine realitate. Se materializează? Eu nu vreau să o duc direct în metafizic, știi? Eu pur și simplu mă gândesc până la urmă să iau explicații. Eu așa de tare am vrut să fac și aici fac acum, că eu, când eram amintrii la facultate... 3 sau 4 eram, eu trebuie să aleg între a lucra la ICTV, era o televiziune, pot să spun că tu nu mai spune ce facultate ai absolvit. Teatrologie am făcut. Deci, ea a făcut Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, numai că eram la facultăți diferite, eu la ATC, iar tu teatrologie. Adică... Dar tu erai un an mai mic? E bine, plus minus. Cei care erau în cursul Anatol de Vala. Nu, înseamnă că eram cu mult mai mică. Înseamnă că eram cu mult mai mică, adică chiar cu... Eu... Scuze-mă, te-am dat atent, dar eu nu aș vrea să pierd ideea asta, că
aveam de ales între două joburi aici, TV, o televiziune unde trebuie să scriu scenarii și să vând aur într-un magazin. Dar acolo îmi dădea 6.000 de lei, de la HTV 2.000 de lei. Și evident că eu am ales 2.000 de lei, deși nu ne ajunge pentru gazdă, eu nu m-am dus să vând aur. Pentru că cumva creierul te duci acolo unde tu vrei, chiar dacă nu-ți bani, știi? Iată, așa a fost la mine. Bine, dar primul job a fost la Radio Sănătatea, iarăși pot să spun, pentru că nu era... Uh-huh. Nu mai este postul ăsta, l-au cumpărat. Nu, dar aici poți să spui orice. Poți cumpăra Jurnal TV-ul, uh-huh. această frecvență. El era cândva două posturi mari, Radio Noroc și Radio Sănătate. Și Sănătatea s-a desfințat, a fost cumpărat de Jurnal TV când venise jurnalul cu televiziunea și o cumpăra și frecvență. Iată, eu am lucrat la postul acela, facem dedicații muzicale, știi toate piesele și alea, care bana e una, ba alta, știi? Sau toate piesele lui Neda Julia, toate lui Olga... Nu, mie îmi părea miracol că tu de fiecare dată când ieșai în emisie o făceai atât de ușor și atât de firesc, nu... Și vorbeai la fel de natural, pentru că mie ce mă deranjează de multe ori la... la emisiuni. La emisiuni, da. Când oamenii încearcă să pulseze și să pară ceea ce nu sunt. Iată, asta mi se pare mai... Uite-ți facem asta. Eu mă împrins la ideea. Dacă ești foarte sincer cu tine, tu realizezi că atunci când pornești microfonul... Am unul. Acum e data diferit. Dar atunci când te cunoscusem puțin la radio, eu un pic aveam. Dacă acum mă ascult pe mine, eu îmi dau seama că încercam să vorbesc cumva de aici și ceva scotem mai diferit. Pentru că n-ai cum, dar și nu poți să arăți chiar exact cum ești tu în pat, la bucătărie. Da. Oamenii au nevoie de ficțiune. În societate, să te prezentăm cumva, știi? Eu simt că emisiunea noastră azi nu o să fie doar despre maternitate, dar și despre cărți citite pentru Titanic. Mai citesc câteodată, știi? Ți-ți plac. În ultimul timp mai puțin n-am timp. Tu ai niște titluri în umori, că eu trebuie să eu fac screenshot-uri și pe urmă mi le pun în listă, știi, ca să le citesc. Și uneori vii cu niște argumente, pentru că eu mă uit după intervievați, cum tu de bine, ți o discuții și pentru mine asta este o lecție foarte bună, pentru că noi mai puțini oameni din ăștia care să... Una e să vorbești despre mame, și să, pentru că eu am experiența de mamă și mi-e ușor să-ți pun întrebările, dar alta să ai... un spectru larg de oameni și la care ai avut emoții cel mai mari când a venit la început, la toți avem evident. Cel mult am avut la început, dar la care am avut? Și eu am fost la început, nu cred că ai avut emoții la mine. La început, primii 4-5 episoade, zic, tu ai venit deja, nu știu, era 30-lea sau ceva. Aveam emoții la oameni care în capul meu erau și sunt mari în sensul de experiență. Eu, de exemplu, Nata Albăt, atât în domeniul meu anume. În domeniul ăsta, experiență multă. Da. Nata Albăt, cât experiență are? Avem emoții. Mă gândeam, nu știu, zic, și cu întrebarea asta, știi? Dar nu a fost niciodată așa. Avem emoții? Băi, când tu ești make-up artist, da. Și te duci să machiezi pe cineva care este tot make-up artist bun. Ai emoții, da? Așa și în cazul meu. Aveam emoții mai ales cu oamenii care din același domeniu tot așa pun întrebări și ei pot spune bune întrebări și atunci în cazul ăsta aveam emoții. Yeah. Deci, mai departe. Hai. Dacă câte joburi am avut? Multe. Multe. N-am dat răspuns deci, la întrebări. Deci, hai. Ne-am luat, am mers deci, prin... Deci, poate să zic, stăti în da, tu poți să spui. Eu n-am lucrat în altă parte mai niciodată. Radio, televiziune, Prime, TVR, aici TV, de-am spus, Aquarel FM, Național FM. M-am dus și eu unde îți dădea mai mulți bani. Sau de foarte multe ori, pentru că noi tot asta nu mai este un secret, deci nu știu dacă a fost vreodată un secret, televiziuni sau posturi de radio colorate se desființau odată cu falimentarea partidului sau banii, când se terminau banii la un partid. De exemplu, am lucrat la Național FM, care era pe vremea lui Filat. Atunci când am venit și eu, ca tu. Să da, și dacă noi, a fi urmat... Și eu n-am plecat de bună voie de acolo. S-au închis toate... salarii nu mai dădeau și am plecat, am găsit altceva de lucru. Dar noi făceam emisii, deci nu făceam politică acolo. Da. Noi făceam distracții și voi bună. Deci ai răspuns la întrebări? Da, multe posturi de radio. Ai experiență destul de mare, tocmai când le-am păi pretânără. Dar scris am aleac. Serios? 4 ani pentru o platformă din București, luna trecută ne-am dat demisia. Nu mai putem. Da. Scriam despre modificări legislative și era foarte... Asta și terminologia, cred că da. Un pic diferă. Da. Și da, am lăsat. Acum sunt freelancer adevărat. Eu pur și simplu fac și vreau eu.
Asta e un lux, tu știi și de fain, să faci așa. N-am ajuns încă la asta, să fac ce vreau. Tu ești angajat încă la teatru. Ești angajat și aici și la teatru. Da. Deci, da, teatru este cum ar fi de bază și acolo deja anul ăsta mi-am calculat că eu sunt de 10 ani în meserie și zic, what? Cum așa? Adică, bine, 3 ani la Ionescu și 6 la Mihai Eminescu. A, după asta facem, uite, mai facem, dăm blitzul și după asta. Care... Hai, blitzul, da. Dar și de blitz. La noi blitzul durează. Dacă ar trebui să predai la școală, ce obiect tu ți-ai alege? Aș preda dezvoltare personală. Știu că este acum așa disciplină în școli. Ne-a plăcea foarte mult să afli copiii din mici anumite chestii despre curățarea creierului sau spălarea creierului, în sensul noi este care știm noi, da, să scoatem din activitatea de zi cu zi anumite gânduri, overthinking-uri, care de mititei le avem, în loc să ne ocupăm, înveți o limbă nouă, noi și ascultam și zic vecinile despre altă vecină, adică să crești, de mititel să fii învățat, să crești, să dezvolți, să faci sport, să faci, să înveți o limbă străină. Să urși, știi? Și crezi copiii de acum, generația care vine, are șanse să e ca să fie așa cum vrei tu? Sau... Dacă le se dă asta cu deasâla, evident că nu. Că le se dă multor copii, le se dă cu deasâla anumite activități, ei nu știu și cu viața lor, ei nu au, ei au de dimineața au dans sau lecții, după asta dans, șah, matematică și seara, am 20 de minute voie la telefon. Și el așa avea de înțelege și... Eu, din contra, tu spui de, cumva, de un copil care are un program foarte clar pentru ca să-l disciplineze și ca să înțeleg de ce se întâmplă copiii să fie ocupați. Da, este varianta cei care stau doar toată ziua în telefon. Asta, iarăși... Iată, aici mă... Da. Pentru că el are suficient timp liber și ce ar trebui să schimbi în creierul lui ca el să aibă această idee de dezvoltare personală. E că nu e problema dezvoltării personale și educației, mi se pare cea mai gravă problemă care Moldova stă e că la capitolul dat și acum încă în 2023. Sunt părinți în exces unde duc copiii și au de toate și prea multe activități, cum zici tu, și șah, și dans, și comunicare, și limba engleză, și spaniolă, și franceză, germană. Dar sunt copiii care sunt lăsați, fă ce ai de făcut, știi? Iată, eu dacă aș preda această dezvoltare personală, m-aș axa pe joc. Mult joc. Pentru că noi și când suntem mari ne jucăm. Da. Și copilul prin joc învață. Am făcut un experiment cu fiica mea chiar anul trecut, cred că, și după asta am mai repetat. Deci, dacă tu înveți o poezie cu dânsa, pe care îți trebuie să o știi, că așa matineu mâine și n-ai reușit, joacă-te de ascunsurile sau orice cu dânsa, o acțiune de asta care îți fugi, să o găsești, ce-ți fac, ce fain. Tu înveți o strofă și în timp ce o cauți, îți repeți strofa aceea, știi? Nu strofa, da, sau versul, sau, da? De exemplu, eu spun, a fost odată ca în povești, dar unde e Ema? A fost ca niciodată, dar unde e Ema? Ema! A fost ca odată ca în povești, a fost ca niciodată. Și începi să repetă după tine. Deci prin joc, înțelegi? Joc. Aici se întreabă altceva, dar eu o să înțeleagă, pentru că jocul și conținutul, e ca și spune, a fost odată la Campovești, eu trebuie să înțeleagă despre ce este. Nu, dar după asta stai la vorbă cu dumneavoastră deja, eu domnul știi, fără ca să vrei eu memorizat-o, și după asta stai de vorbă și explici, aha, dar unde-mi povestea, ce înseamnă Luceafăr, dar ce înseamnă asta, și explici, da? Tu... E că nu am să duc mai departe, că erau întrebările mai târziu pentru blind, dar le pun acum pentru că mi se pare logică aici. E ca tu ce fel de mamă ești? Din asta super de permisivă, super de protectivă, panicoasă sau de care? Tendința e să fiu fix așa cum ai zis tu, super protectivă, super panicoasă și de asta. Dar mă țin cu dinții să nu fac asta. Mă țin foarte strâns să nu fac asta. De ce? Două exemple îți dau. În primul rând, specialiștii în psihologie explică clar, de sus până jos, texte mari. Dacă copiii permit, dacă părinții permit orice și le cumpără orice și le dau orice, copilul o să-i urască când o să crească mare. Ei n-a să fie deloc importanță pentru acei părinți. Eu pot să-ți dau și spui în descrierea link-ului articole. Te rog. Pe psihologi care zic te rog, asta. Te rog. Așa, doi, la mână, îți dau un exemplu de discuții pe care am avut-o cu prietena de-a mea. Ea îmi spune, de ce tu suferi când copilul tău este în conflict cu cineva. De exemplu, ea se ceartă cu o fetiță la teren. Eu nu o las să-ți certe ea, dar mă implic și ajut, da?
Și ajut, așa e normal, să ajut, să vezi, să relați, nu să ții cu a ta sau cu așa, alții ți-ai dat, așa. Ok, și tendința e să fii foarte protectiv, da. Să nu cumva suferi ceva. Și mă întreabă această prietena mea, da, tu, ai avut așa situație în viața ta când tu te-ai certat cu cineva? Da, am avut. Și ce ai simțit atunci? Eu am vrut să fiu Andreea Marin, să le arăt eu lor. A, zice prietena mea, înseamnă că tu de pe fata ta vrei să o protejezi de asta. Și mi-am zis, wow, la mine a făcut așa o leacră, bum. Știi? S-a zis, a, tu vrei să o protejezi de asta. Dai pașii să-și fac un fel de, a, s-o certat, eu leac suferă, după asta e o leacă să gândească, dar cum pot eu să fac să fiu mai bună? Pot să învăț, de exemplu, bine când ești mai mare la copil? Sau pot să fiu mai superior prin ce? Adică eu nici nu motivez chestia asta ca să devenim mai buni din răutate, știi, și să fiu motivați de lucruri rele. Dar totodată nici nu-i proteja pe copil extrem de tare, că el se poate crește dintr-un anumit conflict, el înțelege ceva, el vede ceva. Citisem tot sau ascultasem mai bine tot la tine la podcast, asta a fost, când a zis că din frustrări omul de fapt își creează caracterul. E ca din experiențele neplăcute, din tot ceva ce nu l-a deranjat, el își formează un caracter și de atât când vezi oameni super de principiat, în, știi, background-ul lui, acolo s-au întâmplat cazuri concrete. Ce l-a făcut pe dânsul să fie așa. Da. Dar noi creștem odată copiii noștri. Noi ai observat că te priveau anumite lucruri la 3 ani și acum te privesc alte lucruri când Cassandra are 6 și ceva, 7 împline, da? Eu am avut cumva, dacă aseară am văzut-o, după 2 săptămâni, prima dată când eu, pe o perioadă așa de mare, am plecat. Și eu când azi dimineață, ea, mama, uite, așa, și așa de bine vorbește și așa de clar îmi spune tot, m-a șocat, știi, un pic, zic, cât de tare se schimbă copiii și spre bine, știi, independență, ea azi dimineață singur s-au spălat, ce până mă duc eu, da, eu trebuie să-i ajut. Da, i-am pus în situație și ei singuri s-au descurcat. Da. De protectiv trebuie să fii. Dar Dragomir a făcut... de copiii tăi. Dragomir a făcut altă la grădiniță, el a avut comportament din ăsta... căuta atenție, s-a șters mâinile de zeamă de pereți. Deci a fost altă extremă și eu zic, Anatol, nu certa, adică sau vorbești cu dânsul clar, pentru că el o face pentru că eu nu sunt acolo. Și el caută atenție din alte părți și încercam să-i explic. Și mă uitam, zic, cât de tare ei cresc împreună și cum frate cu soră, iată, că știi, Anatol a vrut... diferență între copiii mai mici când au cu frați mai mari, Eu am soră mai mare și tu ai 2 surori, din câte cunosc. Eu nu țin minte cum mă dezvoltam eu la 3 ani, având soră mai mare, dar eu văd prietenii de-a lui Emma, care au copii mai, frați mai mari și foarte diferență. Iar te-am întrerupt, eu am să așa de nu, 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 e okay. Absolut normal, stai liniștită. Suntem... Da, la noi scenariul scrie mai mereu. Rar când se întâmplă, când merg după scenariu, știi, așa, 100%, când invitatul trebuie să scoți scârligul dintre ei, știi? Iată, dar sunt mami care foarte bine, că mă înțeleg din prima. Da, poți să stai la taclale până mâine seara. Cine este cel mai mare fan al tău? Ai? Sunt sigură că sunt. Nu, sunt, într-adevăr sunt, dar evident că eu nu mă gândesc la ei mei. Mama, de exemplu, știu că se uită la toate episoadele. Chiar ieri m-a sunat și mi-a zis că se uită la... s-a uitat la podcastul cu doamna Angela Starke, știi? Uh-huh. Și am zis, ok, dar nu m-am așteptat niciodată că să fie interesant. Și eu cred că părinții noștri care nu au avut informația pe care o avem noi acum și ne necăm în trânsa și nu știm să selectăm, ei acum așa înțeleg niște aspecte. Noi ne înțelegem mai bine pentru că ne cunoaște, că ei înțelege niște chestii, știi? Și mă ascultă pe mine. Și am impresia că ei, dar chiar ea pe mine mă cunoaște și mă întreabă anumite chestii și apoi eu îi zic, da, vine cu feedback-uri, spre exemplu, când ceva nu-i place? Când eu zic jurătură, mai fost doar cazuri, că le-am flit și el a zis, lasă-i invitați să zică dacă ei vor, pentru că așa, dar tu mai puțin îți spui, sau mai vine să nu zici deloc. Și eu zic, bine, dar ok, eu sunt un personaj acolo, doar Tania, fica Matale, că eu zic, mama Matale, așa ne-am învățat. Tania, fica mea, Tania, e fată cu minte, eu chiar nu sfat. Eu nu folosesc în jurături, viața de zi de zi. Dar tu vii din familie în care... Dar acolo e proiectul de Tania. Știi că personajul de Tania mai spune că tu e în jurături, dar eu nu... Așa justificare față de mamă. Eu înțeleg că tu ai avut o educație destul de
corecte de acasă. Nu știu dacă corecte, de asta bun simț, nu încurci pe nimeni. Nu-i frumos, nu-i frumos, tu am ferici. Ei, tu, eu las alții, tu stai aici, liniștită, știi? E că tu ești asta. Pentru astfel de educație? Nu, evident că nu. Pentru că mie îmi place dar când... Dar e bine că pe tine te-ai educat așa. Hai să o luăm și așa. Dacă e bine că mine m-ai educat așa. Dar eu am avut și avantaje, dar multe dezavantaje. Și care au fost ele? Păi îți dau unul. De exemplu, simplu fapt că am început să fac podcast, nu, eu am avut oameni care m-au încurajat, de exemplu, cu Cornel, soțul meu, foarte mult. Eu, ca un regizor, știi cum regizor îți zici la actor? Tu ești Hamlet, tu nu ești Siriojică, tu ești Hamlet și îi amintești cine. Da. Apășa și Cornel, Nia. Tu ești Tania, tu ai realizat acest proiect. Deși tu iar creezi relații de suplintos, fiind ca Petica, cum... comportându-te așa. Asta... Pentru că am avut chestia asta de mică, gen, stai acolo, nu, alții, care e șorul primarului, care e așa la spate, dar tu stai acolo cu mințic. Și pe mine asta m-a deranjat, evident, pentru că atunci, nu cum m-a deranjat, ne-a încurcat în viață. Pentru că pașii pe care i-am făcut, puteam să-i fac mai devreme, mai curajoși în viața mea, mai, ca să îndrăznesc să fac chestii. Eu oricum am îndrăznit, dar cumva era probabil să fac asta mai rapid. Dacă și părinții te-ar fi susținut sau cumva... Da, te-ar... eu nu pot să zic părinții, nu m-au susținut. Ei au făcut asta și ei din automatism. Așa au fost educați. Și așa și eu, știi? Nu, când trebuie și soarmă, era mare diferență. Chiar am fost la doamna Marina, care o cunoaștem împreună și ne facem masaj la ea. Și, bine, scoți-ai. Ieri am fost la o doamnă și eu am luat-o cu mine să-mi fac masaj. Am luat-o cu mine și zic, tu stai aici și îți bei un ceai. Da, asta înainte să intrăm acolo. Și eu întreb, bună ziua, aș vrea, deci acolo salon de masaj, aș vrea să-mi dați un ceai și ceva dulce. Și eu zic, da, dar aici nu e restaurant, adică, da, dar eu aș vrea și eu știu că au. Și eu zic după asta doamnei care, și zic, îmi cer scuze, dar nu vreau să-i fac observații să nu ceară. E ok, nici nu s-a făcut să nu cer, tai acolo cu mine, nu spune. N-am vrut să-i fac observații, am vrut, ok, eu cerut un ceai, ce-o făcut rău? Și de aici, iată, te gândești, faci observații copilului când el îți cere, iar ce? Pur și simplu a cerut un ceai. Îi spui, nu poți cere un ceai, Doamne ferește să nu ceri. Nii nu a fost rușine pentru că educația mea e de ceaia, că nu poate. Dar ei nu a fost rușine. Și eu și fac acum. Îi distrug această capacitate de a-și cere un ceai, că până la urmă nu a cerut orice, nu știu. Înțelegi? Și că stai, te gândești ca mamă. O pui, o distrugi psihica atunci pe loc. O distrugi, într-o secundă o distrugi psihic, nu? Da. Și asta o să țin în minte, că acum tu ai țin în minte de la 9 ani, de la 5 ani, da. Momente exact unul, nu? Da. Și că te gândești. Și eu n-aș vrea să fac. Copilul meu înțelege egalitatea. Ce înseamnă fraza asta care ai spus-o tu în podcast la tine cu... Cu Dina Zaiț. Da. Și nu numai cu Dina. Egalitatea în sensul în care ea nu este subjugată cumva. Dacă ea înțeles că eu îi dau voie pentru... Eu îți dau voie să te duci afară cu vecinii, da? Uh-huh. Atunci când eu fac ceva, ea tot zice, eu îți dau voie, mami, să te joci cu jucăria mea. Sau îți dau voie să faci ceva, da? Ea îți copiază. Și în sensul ăsta eu înțeles că e o egalitate în casă. Și ea trebuie să-mi dai voie mie, nu numai eu ei. Știi? Da, asta sună ca un fel de... Dictatura alea, că îți dau voie sau nu îți dau voie? Nu, da, evident că îi dau voie sau nu îi dau voie să iasă singur afară, da? Evident că eu trebuie să-i permit asta. Și atunci eu înțeles că dacă eu îi dau voie ceva, înseamnă că și ei trebuie să-mi dai voie ceva. Nu e ca și că numai eu îi dau voie, știi? Asta e, despre asta e egalitatea atunci vorbim, da? Nu știu. Care-i mai autoritar? Era într-un context, am spus-o, într-un anumit context și scoasă din context. Expresia asta nu știu cum își pierde din valoare, da. Care din voi doi este mai autoritar sau cel care, tu sau Cornel, pe care e mai sigur o ascultă 100%? Cornel, pentru că el niciodată nu își schimbe părerea. Dacă o zis că azi nu luăm înghețat și nu mâncăm nimic dulce azi, mâncăm doar sănătos și fructe, eu mai deviez de la decizii și după asta ea înțelege că pedala asta se poate de apăsat. Da? Și știi care... știi că mama se cedeză, dar știi că tata nu, știi? Și asta nu înseamnă că mă iubești pe mine mai mult sau pe tata mai mult, dar oricum, pe el îl ascult mai...
știe. Fără să pună două ori întrebarea. Da, deci... dar minima mai distruge așa în sens. Că da, hai, da, te rog, da, te rog, te rog, te rog, da, hai, te rog frumos. Ok, dacă ești și tu și Cornel împreună, dar e vrea ceva foarte tare. Evident că ești, dorești cumva, vine mai mult spre mine. Dar de obicei, dacă ești și Cornel, înțelege că doar eu nu o să fac așa ca un nebun. Eu să zic da și el nu. Deci trebuie să avem aceeași părere amândoi. Mm-hmm. Este foarte important, părinții, să nu ai păreri diferite în sensul ăsta. Adică, mama, îți dă voie, dar tata nu, știi? Când sunt amândoi părinți în casă, așa consider eu, și copilul cere ceva, și mama și tata trebuie să fie de aceeași părere. Ce-ai păstrat de la părinții tăi? Ce-am păstrat de la părinții mei? Eu încă am acea cumințenie, că acolo nu se poate, știi? Că acolo fie cumințică. De la mama, eu cred că am... Eu nu primi niciodată bătaie. Eu nu am primit bătaie la părinții mei niciodată. Da, după cum povesteai că de studii rigizi sau că da, tu nu trebuie bătaie, să intre... efectiv nu mi-a dat nici o palmă sau cu varga sau cu ceva. Eu știu că se întâmpla, dar de la mine eu nu am primit bătaie. Și nu știi ce înseamnă și gani? Era suficient, nu știu. Dar dacă tata spune, mie era rușine de dânsul. Așa o chestie paradoxală, dar nu știu cum a făcut ei. Mie era rușine să fac ceva rău, urât. Dar bătaie n-am mâncat. Serios. Și apropo de educație, vorbim mai devreme când mergem. Că tu ai spus că mama și tata îți spunea să vii la 11 sau la 12. Sora mea. Dar Nita îmi spunea, la ce oră se termină discoteca? La 3. Dacă vii mai devreme, îți vei ce să fac. Tata, tot fetele stau și suferă. Să vină la ora 12 și la 1. Dar tu îmi spui să vin la 3. Și el zice, nu închipuiți, tu te pornești la 12, că așa am zis eu, te pornești singură, există o grămadă pericole în drum, să vii la discotecă spre casă la ora 12, da? Dar dacă vii la 3, voi veniți cu hurta, câți odată, nu pățești nimic. Ca la școală. Ca la școală, dar atunci era 3 de noapte. Noi venim cântând și la țară, când veneau de la discotecă, nu se cânta pe drum. Eu nu știu dacă tu ai avut așa ceva. Ești mai mititică și eu mai... Nu. Ai un complex, uite, tu știu foarte des tu folosești această, că eu sunt mai mare, tu și ai, știu că și ești mai mare decât Cornel. Cu 2 ani. Și asta mi se pare absolut normal, nu mi se pare o catastrofă, dar tu foarte des... Da, nu știu, mai fac și autoironie uneori, alteori, poate da, poate în subconștient, eu nu neg că am o grămadă complexă. Trecem mai departe, hai. Că am, aici am multe întrebări care... De fiecare dată noi, mamele care avem copii, noi nu prea ne ciocnim cu mame care n-au copii, știi? E că foarte puțin. E, tu ai mame am care... Am prietene care n-au copii. Și în cazul ăsta, cum vă înțelegeți? Despre ce comunicați? Despre cum crești, despre cum te dezvolți, despre ce domeniu vrei să te alegi nou, despre... Evitați subiectul care... copiilor? Nu, ba din contra, este nana copilului meu și noi suntem cu mătri, tu o cunoști, Nadejda Văcari. Da. Nu are copii, dar întotdeauna ne întrerupem una pe alta, tot timpul avem ceva de spus. Și mai am mai mulți cunoscuți, așa, care nu au copii. Și găsim întotdeauna și să discutăm. N-ai avut din astea așa mai răutăcioasă, care hai lăsați copii despre temele despre copii? Dar nici eu n-am fost de asta care să vorbesc numai despre copii. Uh-huh. Eu mă plictisesem în cei 2 ani de maternitate, că stați acasă, să vorbesc numai despre cum acolo o mâncat și o mâncat, diversificare, alăptare, mastit, tot termenii ăștia. Dinți și tot ce vrei. Febră, panadoluri și tot felul de... Iată cum a fost? Eu m-am plictisit așa de tare și mi-am promis mie că eu nu mai am discuții de astea așa. Vreau discuții constructive, esență, interesant. Sau măcar stau cu mine, pur și simplu, dar să nu pierd timpul povestind. Și borjul am mâncat, am scop chilul meu. Ei, stai! Aia, mă, le spune mapa jos! Nu. Da, aici discutăm pentru că e că aici e gaura maternității. Și cum trecem noi despre această problemă și nu știu cum e colaps în maternitate, această rutină a copilului. Pentru că tu stai de dimineață până seară, tu ai stat 2 ani, dar eu am stat 4 ani. E că imaginează-ți că în 4 ani de zile, eu aveam impresia că eu tupiesc la un moment dat. La mine creierul avea un fel de cerc din ăsta și eu uneori mă impuneam să dorm odată cu copilul numai ca să nu fac alte chestii. Dar n-ai observat că niciodată nu tupiei cu copilul, îngrijându-l?
Și eu ne-am răspuns, ca să nu mă simt rău, că eu tupiesc, da? Că îți distruge alea din reputație, când autoreputație, da? Eu ne-am răspuns așa. Înseamnă că eu, creierul meu, canalizează toată energia pentru îngrijirea copilului. Respectiv, eu tupiesc în celelalte domeniu. Dacă mamă, e o stare faină. Eu am grijă perfect de dânsul. Eu până la 2 ani nu gustați copilul meu zahăr. Clătite cu fulgi de ovăz și banană. Și dacă vrei să discutăm despre asta... Hai să mai discutăm despre stranietățile comportamentului tău. Ca mamă, ce ai mai avut din asta pe lângă zahăr? Da, că noi am dat zahăr până la 2 ani și după asta a scăpat la cipă-cipsuri, de la tot felul de chestii. Dar da, până la 2 ani nu i-am dat zahăr. Tu ai și născut un pic, nu la 23-24. 30 exact am. Deci eu când am 40 și copilul meu să aibă 10 și tot așa, tot cu cifre rotunde. Tânără mereu. Cum a fost, nu știu, nașterea la o vârstă așa coaptă, să zic eu? Foarte bine. În sensul că eu, ok, tot să zic că e ok să naști. Există avantaje să naști de vreme, copiii sunt tineri, tu ești tânăr, într-o minte cu dâine și o grămadă. Avantaje, dar există avantaje să naște și așa cum am născut eu la 30. De ce? Starea asta psihologică, când tu naști din anul 4, da? Scuzați! Dar veniți, ne salutăm. Ai minus cu print, Cassandra. Da, ziua. Dar Chimerica. Ei au venit chipurile să mă iei. E extraordinar. Dar noi cam ne-am întins. Nu, tot e bine, stai liniștit. N-am înțeles încă o dată? I-am spus să l-am ajuns cu tata să-i cumpere, dar o spus cum îi trebuie. Da, Cassandra e copilul. Atenție, dar puteți să faci și un story, să mai vină niște urmăritori la noi. Ei, da, lasă-i acolo, nu-i da nou. Nu-i da nou, greșitule. Noi suntem cu mai puțini. Doamne, dar așa știi cum treci și nu m-am așteptat, că știam că ei sunt prin zonă, da? A venit mama acasă, dar ce folos? Ce faci copilul de la școală? Da. Cine are grijă de copil aici să-mi hrănească, să-l ducă? Da. Dar mami, între timp. Ce face? Bună ziua! Bună ziua! Salutare. Eu am zis că mă duc la lucru, sunt alături de Titania, Tania în surățel, filmează-o pe ea. Nu, de să ne facem outfit cu ea, am făcut outfit-ul zilei și e ca așa. Rez. Așa că urmăriți Mama Sitas și vă rog frumos, nu ne deranjați domnul Durbală. Iulia cu Cristofor. Da, bună ziua! Dragi Mama Sita, suntem la MedPark și astăzi vorbim cu domnul Sorin Verdiș, chirurg pediatru. Noi până acum am discutat despre cinematografia din Moldova și am rămas surprinsă că a văzut toate filmele care au apărut noi pe piață, dar noi o să vorbim acum despre altceva. Ce înseamnă o urgență chirurgicală pediatrică? Deci o urgență chirurgicală pediatrică înseamnă manifestări clinice acute la un copil, care ulterior, aceste manifestări sunt nevoie de careva intervenții chirurgicale pentru a preveni complicațiile sau a salva viața copiilor. Asta poate să se întâmple spontan, deci ceva, bănuiesc că... Da, deci poate să fie spontan, poate să fie careva traumatisme, deci la nivelul abdomenului sau la nivelul toracelui. Și cum se manifestă aceste, nu știu, simptome, ca o mamă să-și... E ca clopoțelul bătut, că trebuie acum de dus urgent la medic și de făcut o intervenție. Deci, în primul rând, trebuie de atras atenția la starea copilului, ce s-a schimbat în comportament, cum mănâncă, cum bea apă, cum este activ sau nu este activ. Uh-huh. Ulterior, atragem atenția la durerile abdominale. De asemenea, ne uităm dacă nu este vreo hemoragie. Care sunt cele mai des întâlnite sau de urgență mamele cu ce vin? Că de regulă la mine asta se asociază cu apendicita. Iată, prima ce să vină, mamele o să zică că iată, asta este urgența number one. E adevărat? E mit sau realitate? Da, deci totuși, în primul și în primul rând, domn doctor, noi am venit la dumneavoastră să-mi spuneți dacă este apendicita. Asta e prima întrebare. Dar foarte multe adresări sunt și pe diferite malformații, pe piele, malformații congenitale, născute. De asemenea, poate careva malformația peretelui abdominal, ce ține de herniile umbilicale, herniile inghinale. Deci tot niște momente destul de des care se adresează părinții.
Și cam asta. Asta e, deci, la cei care se adresează, momentele care se adresează, dar nu că sunt urgențe, care, deci, cel mai des, planic poate să adreseze, dar sunt întrebări. Dar s-a întâmplat, spre exemplu, că de ce este chirurgie, în conceptul meu, chirurgie pediatrică urgentă, este că mama a venit sau părinții au venit, uh-huh, și deci în momentul ăsta copilul a fost pus pe masă și a fost operat. Deci cam asta se întâmplă de regulă. Deci da, noi am avut așa chiar un caz acum recent, deci la început, două săptămâni urmă, deci mămica a venit cu fetița, uh-huh, 7 anișori, și deci cu dureri abdominale, dar luând în considerație că au dat niște antiinflamatoare, durerile au dispărut. Deci copilul bine mersi, parcă tot e normal, dar când pui mâna pe burtic, se vede defan, se vede semnele peritoneale. Deci este vorba de că în burtică s-a început un proces inflamator, ceva s-a început în burtic. Deci după investigațiile efectuate, ultrasonografie, s-a pus diagnoza de apendicită acută și tot în momentul acela s-a intervenit laparoscopic. Fetița a doua zi a fost externată, peste acum azi, chiar azi trebuie să învie la a doua vizită, deci la o consultație post-operatorie. Dar, în general, noi ținem legătură, fetița bine, aleargă, ridică scările, clar că sunt careva indicații în limitarea efortului fizic, dar e bine, deci a fost cu succes rezolvat cazul. Și ultima întrebare, care sunt metodele aplicabile în pediatrie, în chirurgia pediatrică la MedPark? Noi la MedPark folosim metodele clasice a chirurgiei pediatrice, dar întotdeauna ne uităm să mergem mână cu mână și cu metodele minim invazive și metodele laparoscopice. Din cauza că deci complicațiile după o intervenție chirurgicală minim invaziv sunt cu mult mai mici și de scurtă durată. Mulțumesc! Mersi foarte mult. Eu am tras următoarele concluzii, că dacă simțiți că copilul dumneavoastră nu este bine, nu se comportă așa cum l-ați văzut de obicei, dacă are dureri abdominale acute, deci trebuie să ajungă pe mâinile bune a domnului Sorin și a celor de la MedPark ca să intervină cât mai rapid. Vă mulțumesc foarte mult și vă așteptăm și la teatru și la film. Mulțumesc pentru invitație. Prit, știi? Și a fost destul de complicat eu să mă accept pe mine ca mamă care stă în maternitate, dar până la un moment dat, până când am înțeles că m-am setat. Eu mă setez pentru perioada asta că eu sunt mamă. E exact ca și tine. Și asta tot a venit cumva cu maturitatea, peste cam un an, pentru că un an de zile încă ești așa, nu înțelegi. Și acum când mă uit la pozele de când numai Cassandra s-a născut sau prima jumătate de an, uh-huh, eu zic, Doamne, dar și bludnică eram. Adică nu înțelegi multe chestii. Organismul tău reacționează fără ca tu să vrei. Asta ți-a fost greu. Da. Cum ai ieșit din toată perioada asta? Pentru că știu că acolo ți-a venit și ideea de a face proiectul Titania. Nu, ideea a venit să cumva... Eu voiam ceva să fac, încă nu era clar, dar eu am dat tot și la un masterat. Eram însătată de activitate. Când am dat-o pe Emma la grădiniță, la 2 ani, eu am luptat până la 2 ani, ca să înțelegi. Eu am dat-o la grădiniță și s-a început ruperea de mine și ruperea de țâță, efectiv. Adică pentru copilul meu cred că a fost o traumă mai mare. Eu nu-mi dau seama acum, nu și-o manifestă, dar dar eu eram prea însătată de a mă rupe, de a ceva să fac, să nu mai stau în casă, știi? Și atunci eu am rupt-o și de la alăptat și am dat-o și la grădiniță. Bine, pe termen scurt, adică până la prânz, vreo câteva luni și după care pe toată ziua. Am înțeles. Și de proiect am dat la masterat și ne-am găsit și de lucru. Acel lucru presă scris, pe care spuneam eu că am lăsat-o acum câteva săptămâni, păi eu de când Emma avea 2 ani, am lucrat la București până acum, că venise pandemia între timp și am lucrat de acasă. Și a venit pandemia și te-a dus acasă. A venit pandemia și mi-a dus și acasă și a venit pandemia, eu făceam masterul la zi și trebuia să dau examenul, dar pandemia ne-a pus să lucrăm de acasă, să învățăm de acasă. Și atunci am venit acasă și eu a fost nevoită să fac un proiect. Mă, era tare complicat, trebuie să mă duc acolo. Uh-huh. Că acolo era simplu. Băieții care făceau masterat la editare, uh-huh, da? Ei trebuie să-și dă și ei examenul. Era să-mi facă ni proiect, pe degeaba, da? Da, și da, da. Vreau să dau examenul. Dar eu eram în Moldova, era foarte greu să mă duc iară, caut chirie, grădiniță, du-te înapoi la București, știi? Venisem de câteva luni în Moldova. Și atunci am zis, măi, mai ieftin îmi ies să
găsesc, închiriez microfoane, camere. Nu știu, eu am făcut Academie de Artă, n-am să găsesc, eu am lucrat tot timpul în radio și în TV. Vezi dorința de a fi Andreea Marin? Unde te-a adus? Da. Deci cumva te-a dus? Te-a dus de acolo, da. Și iată, am găsit repede băieți care au filmat un episod, 2, 3, 6, ca să dau la 6 discipline examen, ca mai apoi să vină parteneri care m-au ajutat și care îți devină această plăcere a mea, această pasiune, îți devină o responsabilitate, o chestie serioasă, că tu trebuie să scoți pentru că tu ai contract cu parteneri, așa cum și tu ai parteneri și trebuie să scoți într-o anumită perioadă a lunii sau anumită dată. Dar tu ai spus că tu ai ajuns în momentul în care îți place ceea ce faci, lucrezi la... peste 10 ani de zile, cum te vezi? Habar, e foarte greu. Mie când îmi pun întrebarea asta, mă blochez, eu nu știu ce să răspund, dar după asta ajung acasă și o săptămână mă gândesc ce aș vrea eu, știi? Și îmi dau din ăsta niște task-uri foarte serioase, cum aș vrea eu să mă schimb în 10 ani. Aș vrea Titania să devină o mică instituție de presă, gen să fac și articole, să fac un site al Titaniei, să... nu știu, să aplic... Acum le verbalizez, mi-ar plăcea să construiesc o organizație non-guvernamentală, să câștig un grant astfel încât să pot plăti o echipă, ca echipa asta să facă niște proiecte social, pentru că pe partea socială, despre o grămadă subiecte din țară, nu doar din Chișinău, pentru că Chișinău e Chișinău, dar Moldova toată e mare diferită. Și acolo e diferit, da? Adică eu mă văd un fel de mică antreprenoară în domeniul media. Super. Adică dacă mă trăiesc și nu o să mai vreau să fiu la cameră, aș vrea să fac asta. Asta e minunat. Cum crezi, peste ani Emma o să fie interesată de ceea ce faci tu? Încearcă acum să ia interviuri prin casă sau la prieteni? Nu faci asta, dar întreabă în fiecare dată când eu muntez de acasă și câteodată este și ea, dar acum am renunțat să mai muntez când este ea acasă, pentru că mă sunt vinovată și sentimentul de vinovăție. Noi nici nu înțelegem cât de tare ne mașină sentimentul de vinovăție. Simplu fapt când strigi la copil și tot în ziua așa te simți ca un câine urât, știi? Îți dai seama așa o vinovăție, da? Că tu ai strigat oleacă la copil și tu te simți vinovat. Dar când tu nu stai cu dâns sau faci o chestie și mai mare, tu în sinea ta trăiești o vinovăție care te mașină, dar tu nici nu conștientizezi. Undeva este în spatele, în subconștient, știi? Și de asta eu am renunțat să mai lucrez acasă, când vine ea de la grădiniță, gătim, sau pur și simplu nu stăm împreună, dar îmi găsesc activități și ea tot își găsește. Dacă eu montez, atunci ea tot ce vrea să facă este și ea în ecran. Am și înțeles. Am renunțat. E puterea exemplului. Spuneam că ea întreabă când eu montez câteodată, dar eu unde când eu filmez, e vede, da? Eu unde să ieși? Tu ești la grădiniță, tu ești aici. Dar nu știu dacă... Mi-ar plăcea să fii interesată de subiectele pe care le abordăm la podcast, în sensul sănătate mentală, emoțională, că noi ne mai hlezăm acolo, dar mai abordăm și chestii serioase și sănătoase. Da. Și motivaționale de multe ori. Și de asta evident că mi-ar plăcea ca și ea să aibă. Dar eu să fac tot ce pot și eu, și eu am mare încredere în soțul meu și în tatele ei, adică care mi-am impresia că și eu am un mare noroc și ea are mare noroc, l-are ca tată, pentru că el este un om care știe să comasează informații într-o frază. Și acum am avut așa emoții, iar 6 ani, nu știe foarte bine să citească, dar eu am învățat regulile principale la șah. Eu nu știu să joc șah. Eu știu numai dame, șașchi, cum spunem noi, da? Dar eu nu știu șah, dar ea știe șah deja. Nu cum, nu știe șah să joacă. Dar Cornel a învățat-o, niște mișcări acolo, chiar ca regina așa merge, dar asta așa merge. Și ea repede a învățat și am zis, wow! Adică eu... Aici vreau să ajung cu relația ta cu Cornel, cum o vede Emma dintr-o parte sau cum vă implicați voi împreună, cum sunt task-urile, știi, la voi în familie, pentru că noi, spre exemplu, ne împărțim foarte clar cu Anatol. El are de filmat, eu sunt acolo, eu să mă ocup de copii. Când acum e în turneu, el s-a ocupat 100% de copii și am avut încredere că nu m-am simțit cumva să sun, de ce faceți, de ce mâncați, dar nu știu cum, m-am simțit super, super ok. Eu, voi, cum vă descurcați? Cred că și la noi e mai simplu că e doar unul, adică doar sunt copil, dar... tot așa, dacă am eu de lucru, cel mai des ori eu, pentru că eu cumva ne organizez timpul, nu depind de foarte mulți oameni. Eu singur ne organizez timpul, când el depinde și de organizarea mai multor oameni. Dar cert este că
El merge des cu ea în restaurante să mănânce când eu nu sunt acasă. Nu pregătește. Și ea, evident, e foarte bucuroasă pentru că acolo este terenuri de joacă și așa mai departe. Ei îi place să meargă în restaurant sau să comande mâncare acasă, mai nou. Smart girl. Nu pregătește pădânsa când eu plec. Chiar, de exemplu, am fost la o emisiune și am stat 3 zile și 3 nopți acolo. Și și-o găsit repede o activitate, s-a dus la o petrecere, s-a dus la un camping. Și acolo erau mulți copii. Adică el găsește cumva foarte multe activități pentru dânsa când eu nu sunt, că ea nu sunt lipsa mea. De ea a fost o perioadă când era foarte atașată de mine, extrem de atașată de mine, știi? Parcă aveam impresia că ori s-a rupt atunci când eu am început să fac masterat și așa, și e, poate, eu nu știu, aș putea să zirghioc acolo. Mm-hmm. Dar au fost momente când ea, dacă vede că eu ies din casă, unde? Eu tot vreau cu tine, știi? Să nu rămân în casă. Dar ți-a avut momente de colaps cu Cornel împreună, de ca după maternitate sau în timpul maternității, când nu v-ați înțeles că ce făceați în cazul ăsta, dacă a fost, dacă nu a fost? Nu știu, a fost când ea era extrem de mică și odată ce avea. Pe noi nimeni nu ne învață să fim părinți. Noi nu ne învață. Stop. A, începem acum? Nu. Pe noi nimeni nu ne învață să fim mame și tați. Cine ne învață pe noi să fim? Așa, cumva, întâmplător. Noi. Și avea vreo 3 săptămâni și ne-am dus la o plimbare la Valea Murelor. Am mâncat o înghețată. N-am știut că nu se poate înghețată. Ei au fost foarte rău sau poate se poate înghețată, dar nu știu, pe dânsa a durut-o foarte tare burtica. Mm-hmm. S-a făcut vânătă și era invers. Știi, e ca așa stătea, ca un arc. Cât de sunt doi, e ca arcul era. Tu înțelegi, și țăpa era vânătă pe față. Mutam unul la altul și acum și facem cu dânsa, știi? Și au fost multe momente de astea în care ne uitam unul la altul și acum și de făcut, știi? Mama lui lucra, mama mea era psihotare. Noi n-am avut pe nimeni care să vină, primele băiță, prima baie. Nu a fost nimeni să ne arăte, e ca și spune la piept, țâmuric tot, știi? Și, mă rog, acum avem atâta informație, nu trebuie să te plângi. Cauți pe internet. Dar nu, prietenile nu sună, alo, ce faci în cazul ăsta? Da, nu știu, nu-mi vinea în cap că sunt la o prietenă. Încercam singură să găsesc. Dar poate așa soțăm, dar poate invers. M-am mai uitat pe internet. Mm-hmm. Dar da, au fost momente, dar eu nu se minte să ne fi certat din cauza asta vreodată. Noi eram, parcă spăreți amândoi, lui era jel de mine, nini era jel dânsul, că el așa se uita speriat la mine. Au fost așa momente, dar nu, n-am apus să ne certem sau ceva. Chiar au fost. Dar nu, Cornel nu te cerți, cu Cornel te cerți numai odată. Odată de bine. Odată și nu mai vezi niciodată. Adică cumva nu prea te poți certa cu el. Uh-huh. El îți explică, dacă tu treci, eu mai tare mă pierd și trebuie să stau altfel. Sau eu, da, mai ales tu ca față, să treci cineva la tine. Nu strigă la mine că mă pierd. Dacă ne-am nimerit doi sensibili, noi nu strigăm unul la altul pentru că ne pierdem dacă strigăm. Am înțeles. Tu nu te pierzi dacă cineva strigă la tine. Doamne, gata. Păi nu, creierul, eu sunt, pe mine mă apas, mă apuc și eu am destul de mulți draci în mine ca să-i scot și să nu i aduci acolo dacă faci ceva. Ai mei tot fac cercuri pe aici, mă așteaptă. Noi cam ne apropiem de final. După scenariu, da. Da, după scenariu. Nu, că nu, n-am pus toate întrebările, unele nu, unele da. De obicei întrebă femeile, mămicile, cum este viața sexuală după ce ai născut, așa că nu o să fie excepție. Viața sexuală, în perioada sarcinii eu eram foarte activă sexuală. Am mai auzit din astea, mă, eu n-am avut niciodată, dar tu mai ai niște cunoscute. Poate este săracul să temie de mine, dar eu unde îl prindeam, încercam să-l provoc. Și pentru dânsul când o burtau crescut mai mare? Era ok, bine, n-am pățat nimic, suntem jii și copilul e bine. După relație sexuală, mai n-am avut probleme niciodată, în sensul că nu e libido, tot timpul a fost. Normal, știi cum mamele, așa să fie la toate, da, ca la Titania. Ok, da. Nu a fost lipsă de dor. A fost lipsă de timp, a fost lipsă de somn, dar dacă aveai grijă leacă de tine, gata, îți revine și libido. E cam, dar trecând
așa, printr-o bucată mare de maternitate, dar am 6 ani, totuși nu mai e, nu-s 2-3 luni. Da. Ai un pic de experiență, ai și febre, ai și internări prin spital sau, nu știu, dinți șori și tot ce vrei. Am avut operație la Denoiza în trecut. Vara asta. Și nu-i tot. Da. Și cum a fost? Măi, tare să mulțumită, eu m-am norocit niciodată. Eu noi am descoperit, cred că exact și tu și eu. Perioadă, da. Pentru noi făcusem și apoi Anatolul s-a făcut postare că... Da, cam... Și ei fac ce voi faceți. Și noi, eu sunt tare mulțumită. Ei respiră bine pe nas, deci că face yoga fiecare zi, știi, foarte bine. Și doarme bine și nu se îmbolnăvește de asta. Ce sfat le-ai dat mămicilor care sunt în acel găuaci, stă acolo în maternitate și elilor li greu să iasă? Ce să facă? Fetelor, asta trece. Este o iluzie mare că tot viața așa stați în această groapă, dar nu e adevărat, asta trece. Asta se treacă și copilul o să crească. Eu, apropo, întrebam pe mamă, de ce nu ne-ai făcut poză multe când eram mică? Și mama a zis, știi, avem impresia cât timp așa și ți-mi tăi. Și după asta, cumva am judecat, cum așa, știi? Și eu acum mă prind la ideea că sunt săptămâni întregi în care eu nu-i fac nici o poză, nici un video, mai ales e... După 4 săptămâni de amugată, altfel se comport, altfel se comport. Yeah. Și îmi dau seama, da, eu undeva am impresia, iluzie că e așa să rămână. Dar nu, ei cresc și am ușa să fie adolescentă, știi? Și această bebelușenie, forma feței, când e bebelușă, știi? Când sunt mai, până la 5 ani, sunt mai așa mai rotunjor, da. Și pe urmă, dar mă uit, domnul Cassandra, s-o întinde, da, așa, dar un slab, devine tot. Domnișoară. Da. Da, așa că asta e sfatul. Nu cum sfatul, cumva. Nu vă încredințați la această iluzie că asta să fie mereu. Nu, asta treci. Treci. Da, dar trebuie să-ți găsești activitățile. Da, tu ai dat la master, eu am mai făcut un copil, să nu mă plicesc. Eu zic, și să cer ajutor. De la o vecină o să discurci și fără tine. Controlul. Știi când ții mult control? Tu ai impresia că dacă nu ești tu acolo, ceva nu se întâmplă. Da, leoaica din noi se trezește. Trezește că dacă eu n-as fiu, n-as mănânci, n-as doarmă și n-as existi fără mine. Nu e adevărat. Lucrurile se întâmplă în viața asta și în tot universul ăsta și fără tine. Dacă tu ai să te duci, să te culci, să te plimbi un ceas undeva, tăta să fie bine. Așa această notă pozitivă. Dar eu n-am făcut așa. Deci tu inverti alții? Da, tu eu dacă să fac încă un copil, că asta nu e exclus, chiar dacă am 36 de ani, eu îmi doresc să devin mamă. Spune unii europeni ce ia... Spune unui european ce că la 36 ea nu poate să fac copii. Da, tot abia începe, am impresia. Și dacă eu aș face încă un copil, eu acum aș fi mai pregătită. Adică și mai relaxată, și cred, relaxată, cred că un pic. Da. Adică ai putea să ieși la job chiar și după 2-3 zile, știi? Pentru că știi că lucrurile se întâmple așa cum trebuie să se întâmple și fără noi. Eu îți doarmă. Eu ce mă stresam cu Cassandra, că el nu doarme. 6 ore dormea. 6 ore, de la ora 1 până la ora 6. Apoi eu și așa de ești, punem și așa urechea, da, să o ascult, știi? Burtică, pentru că, dacă burtică, respiră. Dacă îi respiră. Dar copilul avea nevoie de somn, efectiv de somn, ca să... Asta e dezavantajul maternității. Poți vorbești despre el non-stop. Pe această notă pozitivă vă lăsăm. Urmăriți emisiunea Mama Sita. Like, share, comentați, distribuiți cât mai mult și tot. Titania și Tania. Tatiana, Taniușa. Și cum ești? În soroțel sau nu? În soroțelul, da. În soroțelul. Păi și tu ai rămas? Da. Și da. Noi. Sveclă și în soroțelul, vă zice la revedere. La revedere. Mi-a făcut plăcere. Mulțumesc de invitație. Ții, mulțumesc foarte mult. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita.